Tratate ca lăzi de gunoi de unii botoșăneni, parcările din apropierea pădurilor se sufocă din cauza mizeriei. O spune Gheorghe Rusu, șeful direcției silvice. Acestea afirmă că acțiunile de salubrizare ar trebui intensificate și permanentizate, mai ales în parcările din zonele Rai, Baisa sau Rediu. Din păcate, în zona unor parcări, și aici eu aș vrea să fac referire în primul rând la Baisa, chiar și la, aici, la Rai, pădurea este vada de gunoi. Nu numai că efortul trebuie făcut pe măsură, dar e o acțiune, să spunem, cam permanentă. Și din acest punct de vedere, aș cred eu că ar trebui rezolvată această problemă mult mai bine, că o serie de containere de capacitate care periodic să fie ridicate, poate cred că de aici ar trebui. Altfel, această chestiune va permanentiza și e păcat că e o zonă de agrementă. Urmare acestor solicitări, reprezentanții secției drumuri naționale vor monta camere de luat vederi în respectivele zone. Am vorbit și cu domnul director Zabrevski, pentru că este în sub ordinea dumnealor. Și dumnealor acum încearcă un sistem de camere video, pentru că este o zonă în care foarte mult gunoi se aruncă în acele două parcări. Astfel, cei surprinși că lasă în urmă gunoi pe marginea drumului vor putea fi sancționați.